Administrația Națională de Meteorologie a actualizat codul galben și a emis un cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat. Potrivit codului portocaliu, în județele Arad, Timiș, Caraseverin și Mehedinți, canicula se va intensifica, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime deosebit de ridicate pentru această dată vor fi de 35-37 de grade, iar minimele de 18-20 de grade, valori ușor mai mari în jurul la 23 de grade, urmând a se înregistra în dealurile de vest. În jumătatea vestică a țării se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru începutul lunii septembrie. Local va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime vor fi în general de 32-35 de grade. Potrivit codului portocaliu, marți, în județele Arad, Timiș, Caraseverin și Mehedinți, canicula se va intensifica. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime deosebit de ridicate pentru această dată se vor situa în jurul la 37 de grade, iar minimele vor fi de 18-20 de grade. În cea mai mare parte a țării se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru începutul lunii septembrie, 7-10 grade peste mediile multianuale. În Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, jumătatea de vest a Olteniei și nord-estul Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru începutul lunii septembrie, 7-10 grade peste mediile multianuale. Local va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele umezeală temperatură va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, relatează Antena 3.ro.